să se ducă după om de aici, să dea cu piciorul de aici, să se ducă în altă parte. Cristal, Mărică, Cresta, ai dat un gol, te-ai zbătut. Ce du-te pe zona liberă, tată. Ai fost cu ăla odată, v-ați băgat unul altul ca să dea, să dea cu ea nață. N-ai zis că tu ca vârf, tu trebuie să tragi pe careu de 16 metri. Bun. Atât trebuie să faci. Pleci 10 metri într-o parte, 10 trag metri pe careu de 16 metri. Eram în fața lui jumătate de metru, îi zise eu. Pleacă pe spațiu liber, se trage adversarul după tine și ăla rămâne păi cu ea. Păi eu plecai după minge, că dacă plecam pe spațiu liber, luam la mingea, fundașul. Nu o lua deloc, că venea el din spate. Așa trebuie să plecați, pleci pe spațiu liber. Voi nu știți, voi la bune nu știți să atacați, să stați în gura porții, să veniți la portar. Nimeni dintre voi nu știți. La 2-0. Da, șase. Lasă-mă, nu dați vina pe tabur, bă. Păi cum, dacă o bagă în porții? Ați avut 4 ocazii să dați pia nață, de ce n-ați dat? Numai el e vinovat. Că sunteți o echipă, nu e un jucător, îl scoate sapii spășitor, bă. Cum, da, dacă îl aratează în continuu, ce poți? Faceți și voi analiza jocului, dacă o faceți după meci, când vă întâlniți următoarea luni, marți. Dar dacă voi vă întâlniți decât la jocul la fotbal, salut, ce să mai... Asta este. Aglomerat jocul pe centru de noi adevărat. Eu ce să vă văd? Învățați, din greșel să învați. Aveți tot timpul, la vârsta ta, să-ți mai dai puțin din coadă ca să fii mai ușor. Spiritual, domnul.